mesaj pentru domnul Silviu Lung, cel care a făcut accidentul acela care a murit soțul noastră? Da, ce să zic, domnul Silviu Lung, dacă dânsul crede că s-a achitat și o viață de om înseamnă numai ce a dat dânsul din milă, practic așa s-a, așa a și zis, că nu poate să lase dânsul să-mi dea mie sau la copii, ce pot să le zic, sănătate multă și asta a fost... Cel mai... Sentința, cum o vedeți, decizia instanței? Un an și patru luni? Puțin, foarte puțin. Dar asta... Dacă ai bani și ești Silviu Lung, normal, e posibil orice. Și au luat angajamente după accident, imediat după accident, față de dumneavoastră, față da, de familie? Da, da. Dânsul este și pe internet. Cât trăiește dânsul a zis că o să ajute copii. Da, deci cât trăiește, nu cât lucrează, cum zice acum. Dar în fine, nici măcar un salut sau... Să, nu știu, să sune copiii, să le... Cum s-a terminat cu procesul, cum... Ce au făcut, câți bani au luat, au terminat școlile, se simt bine. Deci, nimic. Când s-a terminat procesul, s-a terminat și ajutorul financiar. S-a terminat totul și convorbiri telefonice și tot. Nu s-a mai sunat nici măcar, nu știu, să... De un Crăciun, de un Paște, de cum se suna... Avocație cât v-au costat în toată perioada? Da, păi avocații au zis că o să fie gratis, dar la sfârșit s-a dovedit a fi 1.800.000. Da, asta a fost... Nu am mai recunoscut nici de 400 de milioane care s-au dat. A pus echestru și pe pământ, și pe casă, în legătură cu fostul cumnat, da? Cu avocați, cu totul. Dânsii mi-au zis că au pe, așa zisul, domnul Cristi la București, la Astra, și că se ia banii foarte ușor, pentru că firma e în insolvență, așa cum am mai zis, și se ia mai ușor așa. Și ați avut încredere în aceste persoane, în avocați? Și... Am avut, pentru că domnul Popârlan Ali, un dintre avocați, fusese coleg cu soțul decedat. Da? Și, nu știu, cumva am avut încredere. Dar se pare că am înșelat. Un mesaj pentru domnul Lung, așa în încheiere. Mesaj pentru domnul Lung. Dacă domnul Silviu poate să stea liniștit cu capul pe pernă, cu sânul familiei, se simte bine, eu îi doresc multă sănătate și nu mă interesează nici de copii. De copii, atât. Copii. Cel mic încă e minor. Nu l-a interesat, nu... Zicea doamna Lung că să mă angajez și eu. Doamna, m-aș angaja cu mare plăcere, dar n-am unde. Dumnezeu e mare și dânsii au familie. Au copii? Ce să zic? Nu sunt eu în măsură să judec pe nimeni. Asta a fost gândirea dânșilor. Se zice că e Silviu Lung, dar decât numele, că restul se vede. A contat în timpul procesului Silviu Lung față de un... Da, a contat foarte mult. Foarte mult a contat. Da, s-a văzut cu ochii deschiși, dar ce putere aveam noi? Noi eram oameni simpli de la țară, n-aveam nicio relație, n-aveam pe nimeni. Deci a contat că este vreun contra unui om obișnuit. Da, 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 foarte mult a contat. De la accident, de atunci, Silviu Lung era pe toate posturile și un om muriste, dar nu interesa pe nimeni. Interesa că fusese Silviu Lung, atât.